cu gânduri de pace, așa mi se pare mie, că totul e de pace aici pe masă. Am vrut să vă provoc. Data trecută m-a întrebat dacă este un desert care se poate face acasă și m-am gândit că acum vine weekendul și... Și că n-am ce face acasă, nu? Pentru aia. David, să poate pregătești ceva, ceva foarte simplu, o tartă cu mere. Super! Așa, voi mă gândesc că poate m-a ajutat să curăț merele. Gata. Le pregătim curăță aici, merele. Eu am pregătit aluatul. Vedem ia cine știe să-l întindă mai așa bine. Ce are? Eu încerc cu ăsta. Hai bine, da, să hai vedem cine primul. Cine ăsta este bot de iepure, nu? Cred că e bot de iepure. Dar nu contează, dă înainte, e tot mărvălin. Dă înainte cu tu. Așa, și curățăm merele, după aceea le dăm prin răzătoare. Nu le dăm prin răzătoare. Eu vreau să vă învăț altfel de tartă. Perfect. Peste tot în lume nimeni nu curăță merele, doar nu le rade, decât noi românii. Da. Și o să le tăiem în sferturi, le punem în oală cu puțin unt și zahăr brun ca să fie... Da. Mai sănătos. Bun. Scorțișoară, puțin pesmet, le-am pregătit aici și... Mamă, cel măcelăreș frumos. E, bravo, că l-ai făcut tu mai frumos. Da, uite ce frumos mă duc, uite-te tu. O singură dungă fac, uite. Traier eu că mă apuc să-l curăț, nu? Da. Uite așa se curăță un măr. Nu? Eu nu pot cu ustensilele nu astea, mai noi așa nu. Bă, într-adevăr, eu pe vechi. Te chinui la margine aici la asta. Uite, vezi? Da, tot ia acolo intră. Una singură, uite. Ah, s-a rupt. Gata. Ah, mi-a zis lumea să scot ochelarii că la mare e frig. Așa că... Ah, da? Da. 14 atunci... grade la mare, ceață și noi. Duba. Mai bine rămânem cu o tartă de mere. E ușor de făcut, pot să fac și eu acasă? În... Da. Cât îmi ia? Bă, pregătești, eu știu, maxim jumătate de oră. Bun. Merele cu aluatul, apoi mai stă la copt încă, da? 30 de minute și gata tarta. Aluatul este din ăla... Sfărâmicios. Sfărâmicios. Da. E vreun secret pentru aluatul sfărâmicios pe care ar trebui să-l știm atunci când ne apucăm să facem? Deci el este compus, se realizează din zahăr, pudră, unt și ouă, iar la final se adaugă făina. Dacă atât doriți, are, atât, da. Fără praf de copt, fără nimic. Fără praf de copt, da. Puțină răzătură de lămâie și da, mami, că ce poftă. Așa, bravo. Nu zice. Gabriela, spor la treabă. Ne întoarcem puțin mai târziu să o gustăm. Da, eu vă aștept să pregătim aluatul în formă. Nu pot, am treabă. Am demisiune de făcut. Gabriela și eu. Bine, am treabă. Hai, Ramona. Gata. Tartă pe care Gabriela a terminat-o. Cu ajutorul vostru. Cu ajutorul nostru, sigur, că noi am curățat merele și cam atât. Și ai asezonat-o aici cu scorțișoară și sos de vanilie. Și a zis, hai, mai pune tu, Diana, puțin așa, pe unde crezi tu și te lasă sufletul. Așa? Așa, Florin? Păi ai făcut doi ochi, un nas și o semigură. Așa mi-a ieșit, ai zis, încă un partener de weekend. Așa impresionează. Ai postat? Ce să postezi, Florin? Nu te fofila, are de postat pe Facebook, caut partener pentru weekendul ăsta. Nu mă pedepse de asta. Gabriela, mulțumim frumos că ai fost cu noi astăzi, weekend frumos ai. Gusta